Oliatira e pregătită pentru un nou început, de data aceasta fără producătorul care a promovat-o. Viața trece și noi trebuie să facem ceva nou, să experimentăm, să lansăm piese frumoase. De fapt, acum pot să fac ceea ce îmi place mie. Au fost și câteva piese care nu se legau de mine. Zis și făcut, un producător nou și piese pe măsură. Anume pe această rețetă minune se bazează interpreta. De fapt, o să lansăm mai multe piese. Dorim să facem un set cu care putem lucra, cu care putem să vă destrăm în cluburi. Oliatira preconizează să facă și un videoclip pentru piesa Îngerul meu, scrisă chiar de ea. Este ceva drag pentru mine și doresc ca această piesă o să aibă viață mai lungă. Și de aceea filmez și eu un videoclip. Și cum îi stă bine unei găști prietenoase, la lansarea piesei My Rescue, Olia a fost susținută de colegi care au salutat schimbările din cariera ei. Deja am văzut-o în diferite postaze, da? Și mai băiețoasă, și mai feminină. Eu cred că îi se potrivește bine această piesă. Este o piesă